Pentru vărsători, în mod foarte evident, soarele intră în semnul lor, Marte pe casa a treia și în continuare și ultima casă și cea de-a doua casă, care foarte frumos se încadrează, foarte puternic aspectate, deci cu siguranță au multe lucruri de făcut. Să vedem ce sugestii le dăm Wanda. Multe lucruri de făcut, multe lucruri de învățat și de făcut bine. Și de făcut cu conștiinciozitate și da. Asumare și maturitate și ținând puțin cont și de regulile pe care ei le încalcă cu atâta bucurie. Extravaganță. Da, să zicem extravaganță. Am întâlnit de foarte multe ori părinți care au copii vărsători și care întreabă ce să facem ca să ne asculte. Nimic. Nu vă vor asculta. Nu vă vor asculta. Deci este foarte bine. Și, dragi vărsători, acum dacă tot aveți și soarele și luna pe casa întâi, pe casa personalității, dacă aveți un start din acesta nou pentru legate propria voastră persoană, ar fi bine să vă uitați și în jur și atunci când vă definiți, să vă definiți cumva și în raport cu ceilalți. Ei vor avea în curând pe casa șaptea, vor avea nodul nord. Deci cumva trebuie să se regăsească puțin și în ceilalți, să înțeleagă că drumul de unul singur este mai scurt decât un drum alături de alții și cumva sunt puși în situația de a căuta parteneriate și de a face lucrurile să fie bine pentru toată lumea. Dar ce putem spune despre această lună nouă decât că îi va impulsiona să se găsească și să se regăsească, îi va impulsiona să facă ceva inclusiv pentru corpul lor fizic, să facă mișcare, poate să înceapă o dietă, poate să încerce să facă lucrurile altfel decât le făceau până acum. Ce este interesant este că au avut luna neagră pe casa 10-a, imaginea lor de sine și imaginea pe care o proiectau în exterior era cumva afectată de această lună neagră care le spunea să stea în umbră și să nu iasă în evidență. Acum vor dori foarte mult să iasă în evidență, inclusiv prin comunicare vor avea pe Marte pe casa a treia și Marte îi va impulsiona să spună tot ceea ce au ținut în ei până în acest moment, doar că trebuie să fie atenți pentru că graba în comunicare nu le aduce prea multe beneficii în ceea ce urmează. Și lucrul acesta va trebui cumva să le activeze mai mult comunicarea cu ei înșiși și tipul de sinceritate pe care și-o datorează. Este și ceva viu, Silvana, legat de vărsători în această perioadă profesională. Cu siguranță fac și ceva care îi scoate în față, îi propulsează. Da, și cred că sunt și mult mai atractivi din punct de vedere profesional. Poate că dintr-o dată cei interesați îi văd altfel, îi văd mai cu mult mai colorați. Mult, da, mai colorați, mai vii, mai valoroși și dintr-o dată prezintă interes din punct de vedere profesional. Cum spuneam, efectele lunii negre s-au cam dus, s-au cam dus din socioprofesional și acum ei, dacă sunt eficienți, de exemplu, cei care au avut probleme profesionale, dacă își pun lucrurile în ordine și chiar dau randament, îl au pe Ceres pe casa a șasea, deci trebuie să dea randament și vor fi recunoscuți. Conjuncția Mercur-Pluton pe casa a 12-a, sigur că poate să aducă sincronicități, lucruri care să iasă din subconștient într-un fel profund transformator, dar poate să aducă și dușmani puternici și le recomandăm cu Mercur pe casa a 12-a, îi pot spune vorbe care nu mai pot fi luate înapoi, care pot strica multe lucruri. Și atunci intra în contact cu informații care îi perturbă la nivel subtil. Da, mai ales că pe casa comunicării e Uranus, care poate să aducă și vești neașteptate, inclusiv vești de departe, din străinătate, care să ia prin surprindere. E o notă de surprinzător aici. Eu aș fi mai rezervată în conversații și în special în a spune lucruri care de care pe urmă să ne pară rău, nu atât ca duritate, ci poate și ca informație, poate că sunt informații cărora nu trebuie să le dăm drumul acum în public. E bine să le ținem puțin. Iar aspectul de lună... Deci atenție la secrete, da? Exact. Da. Iar aspectul de lună nouă ale noastre și ale altora, că putem să spunem lucruri sigur. Și despre alții care nu ar să constituie... Exact. Și aspectul de lună nouă din semnul lor, atenție că
totuși este la jumătatea sau pe punctul mijlociu, da, dintre această quadratură Venus-Saturn și atunci poate să înseamnă aducă pe ceva acest tapet lucru, da. Chestiuni legate de valori. Poate să aducă pe tapet chestiuni legate de bani, chiar finanțe, mai ales că Venus este pe casa a doua. Da. Poate să aducă pe tapet și chestiuni legate de, apropo, cum spunea Vanda, că în curând va intra nodul nord pe casa parteneriatelor, de felul în care partenerii, da, noștri administrează, fie fondurile comune, fie pot fi, poate fi un nou început. Poate vărsătorii pot spune, uite, până aici am administrat așa fondurile comune, mă refer și la afaceri și la parteneriatele, da, de și o reevaluare. De aici încolo, dar în general este un nou început pentru ei din toate punctele de vedere. Cu atât siguranță ca imagine, fac investiții, asta putem spune. Da. Sunt destul de emoționali în această perioadă, trebuie să spunem și acest lucru, pe zona de investiții. Deci fac investiții foarte mult cu sufletul, pentru exact, că totuși Venus, Marte, Chiron, toate, Neptun, sunt totuși planete care într-un fel sau altul relaționează. Nu sunt restrictive precum Saturn cu zona sufletească sau de entuziasm, cum este Marte, cu tot ce ține de forță și vervă. Ca atare, investițiile pe care le fac vărsătorii, fiind și având această amprentă de entuziasm emoțional, s-ar putea să depășească puțin posibilitățile și după aceea dorința de ordonare care este pentru toată lumea în această perioadă va veni și poate se vor simți mai restricționați în perioada următoare.